una din lucrurile minunate e că el căuta partea frumoasă a lucrurilor, a vieții și a oamenilor. El a scris enorm de mult despre alți oameni. Toți oamenii despre care a scris, a scris despre ei pentru că ei erau frumoși și pentru că el a știut să-i prezinte ca niște oameni frumoși. Cu o generozitate formidabilă, da. Da, și cu avea o capacitate pe care și-a și recunoscut-o, o să și citez un cuvințel, da, o frază de-a lui, avea o enormă capacitate de a admira pe alții.